E Eulalia ta preferată. Da, dar eu am și părinți. Sunt gata pentru povestirea de seară cu unchiul Lucian. Dragii mei, v-am chemat în seara asta special. Pentru că zilele trecute am citit o carte care pe de o parte m-a tulburat și după aceea m-a luminat așa de mult încât am dorit să vă spun și vouă. Este vorba de un băiet pe nume Georg. Cum? Georg. Era neamț, locuia în Germania. O să vedeți voi că băiatul ăsta o să ajungă din Germania, tocmai în Anglia, și se va spune George, că în Anglia nu se spune Georg, se spune George. Să încep povestea așa. Într-o bună zi, Herr Müller, adică tatălui Georg, a intrat în casă. El era colector de taxe, adică mergea din casă în casă și strângea dările pentru primar și pentru conte, pentru duce, pentru cei care aveau stăpânire peste ținutul acela. Și a scos bani, i-a pus pe masă și a început să numere 1, 2, 3, 4, i-a numărat, a numărat monedele și, băi, iar lipsește. Cum se face că de 6 luni îmi ies bani lipsă și ce fac? Trebuie să pun de la mine, să iau de la gura copiilor, ce fac cu lipsa asta? Și atunci intră pe ușă Georg. Georg, îi zice tata, da, tată, îmi lipsesc bani din banii de taxe. Și el se uită drept la tată, nu clipește și spune, iar îți lipsesc, tată. Și nu știu ce să fac, cine mi-a? Oh, tată, cred că ar trebui să anunțăm poliția, dacă e vreun. Tatăl spune, da, da, trebuie să anunțăm poliția, trebuie să vedem ce se întâmplă, că așa nu mai se poate, tot cu lipsă și nu mai am leafă aproape. Tată, cred că bine faci dacă anunți poliția. Tatăl iese ca să se sfătuiască și cu alții și în timpul ăsta Gheorghe zbrrr la dulapul lui, scoate banii, el îi furase și ascunde într-un ciorap super. Acest băiat avea doar 10 ani. Câți? 10. Numai 10. Dar devenise atât de șmecher, atât de parșiv. Pe de o parte mima pe copilul bun, da, tată, da, mamă, cu plăcere. Învăța bine că avea minte deșteaptă, dar era de o șmecherie. Ziua era sfânt și seara când părinții se duceau la culcare, nu odată, sărea pe geam. Îl strigau prietenii, sărea pe geam și zbrrr, mergea la cârciumă, dar nu aproape de casă, în capătul celălalt al orașului. A învățat să joace poker și avea nevoie de bani, de ce? Să-i câștige, mai degrabă să-i piardă la joc. Tatăl său nu bănuia că este Georg, feciorul său, hoțul. La școală învăța bine, premiant. În clasă era sfânt, știa să arate, să se facă, că mai bun ca el nici nu e. Într-o zi a venit cu o scrisoare de la domnul director al școlii. Stimate domnule Müller,
prin acest răvaș vă dau de știre că băiatul dumneavoastră Gheorghe este un copil eminent, respectos, învață bine și n-avem nimic să-i reproșăm. Și așa mai departe, laude, semnătură, ștampilă. Oh, băiatul meu! Iar Gheorghe stătea în fața tatălui său ca un sfințișor. Ei, Gheorghe! Am terminat gimnaziul. Trebuie să mergem mai departe, la liceu. Da, tată, unde vrei tu? Și tatăl s-a gândit, hai să-l trimit eu la oraș. La un oraș mai mare, unde e o școală bună, e și internat. Costă bani. Da, ce să-i fac? Și băiatul a plecat la internat. Deja după o lună de zile a primit o scrisoare. Dragă tată, mi-e dor de voi. Asta era o barbă lungă, că nu era deloc dor. Dar știi ce? Te rog să-mi trimiți bani, pentru că s-a întâmplat un necaz, internatul nu mai are lemne și trebuie fiecare să plătească. Da, tata trimitea bani. Dragă tată, peste 3 luni, te rog, trimite-mi bani, că haina mea, aia bună pe care mi-ai dat-o tu, haina mea, mi-a furat-o cineva și nu știm cine, directorul disperat, avem hoți printre noi. Tatăl trimite bani de o haină, dar știți ce a făcut Gheorghe cu haina lui? Păcătosul. Era nouă, cu fireturi, cu, știu, lucrătură, ca să fie demnă haina de băiatul lui. O dusese la amanet, o vânduse pe preț de nimic ca să joace banii ăștia și să-i bea nopțile până 4-5. Stătea cu prietenii, sărea gardul internatului, bea și a început cu toate păcatele. N-avea decât 14 ani. Odată, pe când avea 15 ani, împreună cu o gașcă de derbedei, că erau copii de bani gata, cu părinți bogați care împingeau banii la ei, s-au gândit să facă o ieșire, să plece din Germania în Elveția. Pentru asta trebuia pașaport, trebuiau hârtii. Și ce au făcut ei? Au făcut rost de acte false, le-au falsificat. Și polițistul, văzând copiii scrisori de recomandare de la tata, auzi, de la tata, le-au luat de bune și le-au dat un pașaport pe 15 zile. Și el, pentru că avea bani, s-a hotărât să plece cu o cucoană, o femeie parfumată, o femeie unsă cu de toate, care avea vreo 35-40 de ani. Hai, băiete, că te duc eu și să vezi cât de frumoasă e viața. La un moment dat s-a despărțit de colegii lui și a plecat doar cu cucoana asta la un hotel. S-au dus la casino. Hai, casino! Jocuri de noroc. A văzut cum se câștigă banii, cum se pierd banii. Avea însă bani. A luat toți banii pe care tata i-a trimis pentru internat. Și seara când au venit acasă, s-au culcat obosiți. Și dimineața, hei! Mariana, nicăieri, a intrat în bucătărioară, la unde puteau să mănânce, în baie, hotelul gol, Mariana a fugit cu banii lui. I-a luat toți banii și el s-a pomenit în hotel fără nicio lețcaie. A zis, ce fac? Trebuie să fug. N-am bani, cu ce să plătesc? Au stat o săptămână pe acolo. Bani grei la hotel și mâncare. Și birjă la scară. S-a îmbrăcat ușurel, așteptat să nu fie nimeni la poartă, la intrare, și zbâște afară. Numai că ce nu știa el, stăpânul hotelului, hangiul, când a văzut el un băietan de 15 ani cu o cucoană de 35, a spus, ăsta nu e lucru curat, e ceva putred la mijloc. Și a stat numai cu ochii pe el. Fără să știe băiat. Și când a văzut că a fugit, a dat imediat telefon la poliție. Poliția l-a căutat, l-a prins, la 3 stăți mai încolo, că omul nici nu bănuia că este pândit. Și sfârșitul,
L-au luat actele tale. Pașaportul expirase. Bani n-are. Va să zic că este și un șarlatan. Cucoana? Unde-i doamna? Nu știu. Va să zic că ne și minți. Și l-a zdup cu el. L-au băgat la carceră. L-au legat cu cătușe la mâini. Un băiat de 15 ani. Și acum, de unde ești? Eu sunt din Germania. Cine-i taică tău? Colector de taxe. Și tu, înderbedeu? I-au găsit adresa tatălui. I-au scris: dragă domnule, vină urgent și scoate-l pe băiatul tău din pușcărie. 6 luni a stat în pușcărie până tata a putut veni, că trebuia să plătească daune vreo 1600 de mărci, ceea ce era o avere. Cum, de unde se ia bătrânul 1600 de mărci? Și până a făcut rost, a trecut timpul și apoi a venit să-l vadă pe băiatul său între pungași, criminali, derbedei, vagabonzi, trădători, spioni. Era acolo o mare de oameni pestriți, o adunătură dintre cele mai mizerabile. Și l-a scos afară, a plătit daunele și numai cât și-a ieșit pe poarta închisorii, că l-a luat și l-a bătut. Stăteau pușcăria și la gratis. Ia uite, îl bate tasul și îl bătea. Ăsta stătea ca un sfânt, că era vinovat. Și îl bătea în el până când au buzit și hai acasă, și acasă îți dau porția a doua, felul doi. Când a văzut ce fel de poamă are, cum l-a înșelat, că a zis băiatul la bătaie, a zis că eu ți-am luat și banii de taxe, eu te-am înșelat și cu haina, eu te-am înșelat cu toate. Gheorghe, sunt disperat. Știu ce am să fac. Te iau și te trimit la un internat. Era un colegiu, o universitate la Halle, de oameni creștini. O universitate înființată de pietiști, oameni credincioși, curați la suflet, care și dimineața se sculau în zori, cântau mult, se rugau, citeau scriptura. Acolo te trimit. Cine intra acolo nu putea să mai iasă. Era ca o mănăstire cu ziduri înalte, ca o pușcărie. Profesorii erau buni, dar exigenți. Erai de treabă, erai respectat. Nu erai de treabă, te respectau, dar îți tăiau porția, te băgau la anumite îndatoriri. Să puleți, de exemplu, tot beciul, să-l speli. Să faci mult mai mult de serviciu la cantină. Și când a ajuns băiatul acolo, nu cunoștea pe nimeni decât pe unul. Și anume, era un băiat tot derbedeu și el, cu care fugise el în Elveția, îl chema Bea. Probabil de la Beatus, un nume latinesc, Beatus, Bea. Hei, Bea, singurul meu prieten, ești aici. Ce mă bucur. Auzi, continuăm cu cărțile de joc. Păi zice... Te vede lumea. Ceea ce nu știa Gheorghe este că Bea, venind în internatul ăsta, îi păruse rău de viața pe care a dus-o și s-a hotărât să se facă Bea de treabă. El credea că e tot vechiul Bea. Într-o duminică aveau și ei 2 ore libere și nu-i trimiteau singur, ci 2 câte 2, că dacă unul vrea să fie rău, hai înapoi, gheaure! Și îl dăgeau înapoi. Unde te duci, Bea? Și Bea spunea, mă duc la nenea Kaiser. Kaiser? Și ce faceți acolo? Ei, știi, mie îmi place să... Mai nou, am descoperit că dacă studiezi Biblia, îți face bine la suflet. Ce? Biblia? Cum e aia? În viața lui, deși mergea la biserică regulat, nu văzuse Biblia. Auzi, dacă vrei, vină numai seara asta, i-a spus Bea lui Gheorghe. Hai! S-au îmbrăcat frumos, ci că nu poți să mergi ca un derbedeu. S-au îmbrăcat frumos, au mers pe străzi, au bătut la un geam, nenea Kaiser a spus, veniți copii, veniți. Nenea Kaiser era un bătrân cu cioc alb și iubea pe băieți, iubea pe copii curat. Bine ați venit, copii!
Haideți încoace. Le-a dat la fiecare un pahar cu apă. Nu vin, nu rachiu, nu limonadă, apă. Ia-ți apă, băieți, luminează la minte. Și apoi a scos cartea de cântări. Mai erau câțiva băieți. Nu erau fete, dar numai băieți. Pe vremuri nu se însoțeau băieți cu fete. Băieți cu băieți, fete cu fete. Era școală de băieți, școală de fete. Mai erau vreo 7 băieți și nenea Kaiser. Și au spus, băieți, acum să citim un cuvânt din Scriptură. Au deschis Scriptura, au căutat un text frumos, l-au citit, acum spuneți și voi, repetați textul. L-au repetat și apoi nenea Kaiser, fără să spună nimic, s-a pus pe genunchi. Băieții, după pilda lui, s-au pus și el pe genunchi. Iar Gheorghe, în viața lui, n-a stat pe genunchi. Pe genunchi? Dar ce ești pedepsit? Și-a rămas în picioare. Și nenea Kaiser a început, Doamne, copiii ăștia sunt ai tăi. Umblă la inimile lor. Fă-i să fie iubitor de tine, iubitor de adevăr, iubitor de oameni. Și o rugăciune din aceea curată, frumoasă, în numele lui Iisus s-a rugat. În timp ce nenea Kaiser se ruga, Gheorghe a simțit că e atât de ticălos, că nu mai poate să stea așa, ca o lepră între oameni. Iar acolo, în internatul de la Halle, universitatea din Halle, era ca un păduche între copii, ca un purice, negru, rău. S-a simțit de mult că viața lui era, dar nu se putea schimba. Iar acum, cu rugăciunea aceasta a fost atât de bine, i s-a părut că sufletul lui e mai aproape de lumină. Și a spus când au ieșit, Bea, când te duci din nou? Și a spus, mai vrei să vii? El a surprins și Bea de schimbarea, de gustul care i s-a deschis. Vreau să vin. Fii atent, e și miercuri, dar numai dacă te porți bine la internat. Și s-a purtat exemplar. Știa să imite, de data asta nu imita, era adevărat. Miercuri din nou, duminică din nou, miercuri din nou, duminică din nou, miercuri din nou. Și în inima lui s-a născut dorința, Doamne, vreau să fiu un copil curat. A scris o scrisoare, dragă tată, îmi pare rău de viața mea murdară. Vreau să fiu curat, vreau să fiu ca Iisus Hristos, ca sfinții. Tatăl, când a primit scrisoarea, O, Doamne, băiatul meu, dintr-un câine, dintr-un bandit, îl faci om. El nici nu se gândea, că nici tata nu era credincios, nici el nu citea Biblia. Dar acum se gândea că măcar dintr-o haimana devine om cinstit. Și acum vă spun mai repede, pentru că ce urmează e de-a dreptul extraordinar. Băiatul ăsta termină primul universitatea, face teologia, deci el vrea să fie ceva inginer, cu trenuri, cu calea ferată, a zis, nu, vreau să citesc despre Dumnezeu, vreau să cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Face teologia și pentru că în Germania trebuiau să se încorporeze după ce termina universitatea, să facă 2 sau 4 ani de armată la Kaiser, adică la împăratul, și el nu vrea, a spus cum să umblu cu arma, cum să omor oameni. A făcut cum a făcut și a plecat în Anglia. Și în Anglia a învățat limba engleză, oamenii nu-l mai numeau Gheorghe, ci George. George. S-a căsătorit, a fost pastor, duhovnic într-o biserică, dar el simțea că e bine ce face, dar nu asta cere Dumnezeu de la el. Și se ruga, Doamne, spune-mi ce vrei Tu de la mine. Într-o zi, era așa cam luna noiembrie, și voi nu știți cum e vremea în Anglia, acolo nori mai tot timpul și nori de-aia cenușii și vineți pe cer. Plouă tot timpul aproape sau des, ceață, un aer îmbâxit. Iar el, cu gulerul ridicat, cu umbrele în mână, a dat colțul unei străzi. Și o fetiță udă, mică ca tine, l-a oprit și de, domnule, ce-ai fat-o? Îmi dați un bănuț. Da, ce-i maică ta? Unde-i maică ta? Și a spune, mama mea
a murit de un an. Tata, pe mine și pe fratele meu ne-a părăsit. Fratele meu are doar 4 ani, eu am 8 ani. Și, dacă vreți, dar unde stai? Deocamdată stăm într-un pod. Inima lui s-a strâns și a spus, o, Doamne, scrie în carte că Tu ești tatăl orfanilor. Auzi, fată, cum te cheamă? Merlin, Merlin, hai cu mine. A luat-o, el încă n-avea copii. Și a spus, nevastă, Dumnezeu ne-a dat un copil. E o femeie credincioasă, s-a lăsat pe vine și a spus, cum te cheamă, drăguță? Merlin, dar eu nu sunt singur, am și un frățior. Îl luăm, adu-l și pe fratele tău și să locuiești la noi, vrei? Chiar se poate? Da, fetiță, Dumnezeu e tatăl orfanilor. Atunci mă duc să-l chem. Seara, după ce au culcat copiii pe un pat bun, el s-a culcat pe jos să stea copiii cu noua mămică pe patul bun, n-a putut să doarmă. Și a spus, oare câți orfani nu sunt aici? Eu ajut unul, doi, dar dacă sunt 2000, eu trebuie să-i ajut. Și dimineața s-a sculat și a spus la soția lui, Jessica, eu mă las de preoție și vreau să mă ocup de orfani. L-ai întrebat pe Dumnezeu? Oh, Jessie, toată noaptea n-am dormit și Dumnezeu mi-a spus, voia mea e să te ocup de copii amărâți. George, tu ești George Müller, faci cum vrei și eu am jurat că am să fiu cu tine și nu te las. Mergem amândoi. Era pupatul cu drag și a spus, amândoi și cu Dumnezeu trei vom reuși. Vă spun pe scurt, din Derbedeu a ajuns un apărător al copiilor. A strâns copii din Bristol, locuia în Bristol, în partea de vest a Angliei. A strâns 10, 30, 90, 150, 200, 300 de copii și asta doar într-un an. Și a trebuit să-i bage undeva. Și a făcut 4 orfelinate în timp. Dar el n-avea bani, n-avea nici servici. El făcea un singur lucru, știi ce? Doar semna. Auzi, l-a întrebat Jessie, nu crezi că ar fi bine să anunțăm în buletinul bisericii că faci un orfelinat? Poate sunt oameni care vor să ajute. Și a zis Jessie, noi strigăm doar la tata. Și tata aude că e tatăl orfanilor și tatăl nostru. Și el se ruga 2 ore, 3 ore pe zi. Și veneau oameni la el. Intră! El se ridica de pe genunchi. Era o doamnă. Domnule, nu știu ce, dar în inima mea am simțit îndemnul să vă aduc niște bani. Vă rog să nu-i refuzați. Pentru ce, doamnă? Am înțeles că aveți niște proiecte pentru orfani. Da, doamnă, am proiecte. Dacă Dumnezeu v-a pus pe inimă să-mi dați, primesc. Și veneau oameni bogați, a făcut 4 clădiri și în viața lui au trecut prin casele lui peste 10.000 de orfani de care a avut grijă George Müller. 10.000 de orfani, dar nu-i destul. El, tot așa prin rugăciune, n-a cerut niciodată nimic. A făcut 117 școli pentru orfani și săraci. Și au trecut prin școlile lui 112.000 de copii amărâți. 112.000 de copii amărâți. Vă dați seama ce înseamnă asta? Dar cu ce ai hrănit tu 300 de copii odată? Cu ce poți să-i hrănești? Hai să vă dau un singur caz ca să vă dați seama. Într-o seară, George a întrebat pe bucătăreasa lui, o femeie bună, bătrână și credincioasă, spune-mi, Hana, mâine ce le dăm de mâncare? Și a spune, cămara-i goală. Ia mai du-te, nu cumva mai este ceva făină pe fundul lăzii? O, domnule Müller, nu mai e nimic.
am scormonit ultimele grămezi, ultimii pumni de făină ieri și am făcut zea mai lungă. Nu mai e nimic. Dar nimeni nu... Nu mai e nimic! Nu intraseră în panică. Și George a spus, ne vom duca. Seara s-a pus pe genunchi, s-a rugat o oră, două. Jesse, soția lui, se ruga în camera alăturată. Și Hana, bucătăreasa, era și ea în bucătărie și se ruga. Pe la ora 12 noaptea, când dang, dang, bătea în turn clopotul, a simțit nevoia să se culce, că era obosit. Dar la 4 iar din nou în picioare și a spus, copiii mei trebuie mâine să mănânce. S-a pus pe genunchi la ora 4 în zori, încă soarele nu răsărise, și a spus, Doamne, dă mâncare pentru copiii mei. Tu ești tatăl orfanilor, copiilor le-i foame. S-a făcut ora 5, ora 6. La ora 6 uneori venea poșta cu câte un plic cu bani. S-a făcut 7, el coboară și întreabă, a venit poșta? N-a venit. Poate mai vine cineva. S-a făcut 8 și copiii intrau în sala de mese. În sala de mese erau farfurii goale, cănile goale, câte o lingură. Hai copii, ați intrat toți? Iar el se întrebă, tată, copiii mei, copiii tăi, trebuie să mănânce. Ce le dau? Dar în timpul ăsta n-a fost disperat. Când au uitat și ultimul copil și-a închis ușa, cel mai mare dintre ei, care conducea în ziua aceea, a spus, unchiule, au venit toți, toți, toți. Păi, hai să cântăm. Am mai întârziat. Hai să ne rugăm. Și băiatul întreabă, pentru ce? Pentru mâncarea pe care Dumnezeu ne-o va trimite. Atunci copiii și-au împreunat mâinile și Iohan a spus, Tatăl nostru care ești în cerul, îți mulțumim pentru mâncarea pe care ne-o vei da, că va fi bună și destulă, în numele lui Iisus, amin. Au deschis ochii, blidurile, goale. Copii, luați loc, a spus George Müller, și aștepta acum minunea lui Dumnezeu. Și deodată, au, o bătaie mare în ușă, ce e? A deschis ușa morarul și spune, domnule George, îmi pare rău, vă deranjez? Nu, intră, intră, ai ceva să-mi spui? Păi, s-a întâmplat ceva cu mine, noaptea asta la două, nu la patru, când s-a sculat George. Dumnezeu m-a sculat și a spus, du-te și fă pâine. Dar erau cuptoarele stinse, du-te și fă pâine pentru copii, să fă multă, multă. Nu știu, poate am greșit, să mă iertați, dar v-am adus 3 coșnițe mari cu pâine proaspătă. Băieți, mergeți și scoateți pâinile, puneți-le pe masă și tăiați-le. Cu grijă, cu grijă, cuțitul taie. Cei mari tăiau pâinea, le-au tăiat în felii, în sferturi, în optimi, împărțiți-le. Și când să bage dinții în primul codru, din nou bate la ușă. Intră omul amărât, era lăptarul. Domnul Müller, ajută-mă, cine pastă, cine cas pe mine? Ce s-a întâmplat? Trebuie 3.000 de copii să mă ajute. Eram cu căruța cu 8 bidoane cu lapte și s-a rupt căruța, s-a rupt exact la osie. Ajută-te, rog, să ia laptele, măcar se pot duce căruța la reparat. Și laptele, țineți-l voi. Băieți, a spus George Müller, Dumnezeu când dă, nu dă doar pâine. Și apă? Ar fi puțin. Și ce? Și lapte! Și tot ce ne... Tot ce ne trebuie. Și a dat pâine și lapte. Și băi copii, a fost o mâncare încât a mai rămas și pentru a doua zi și a treia zi au făcut iaurt din laptele ăla. Și au mâncat copiii bine de nou. Ei, copii, să vă citesc un text frumos aici din Psaltire, din Psalmul 50:15. Cheamă-mă în ziua necazului și eu
te voi izbăvi. Ia spuneți după mine. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi. Ce frumos! Hai încă o dată, zi tu! Îl știi? Zi tu atunci! Cheamă-mă în ziua necazului și te voi izbăvi. Și eu te voi izbăvi. Zi și tu! Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi. Toată lumea! Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi. Bun! Copiii mei, merită să-L puneți pe Dumnezeu la probă. E atât de aproape de voi. El vă aude și gândul, vă știe și sufletul, vă știe și inima și emoțiile voastre, sufletul vostru. Faceți-L prieten și El totdeauna vă va izbăvi. Și acum, copii, mergeți să vă beți pâinea și lapte.